domnul inspector general Liviu Vasilescu de la Inspectoratul General al Poliției Române, domnul inspector general Liviu Pute, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, și domnul chestor Alexandru Scurtu, directorul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, SIASU, așa cum îl știți dumneavoastră. Am venit să vă prezentăm acțiunile Ministerului Afacerilor Interne în zona combaterii infracționalității. Așa cum știți, pe lângă activitatea pe care o desfășurăm în combaterea epidemiei, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română, Poliția de Frontieră, Jandarmeria, Serviciul de Acțiuni Speciale, suntem implicați și în combaterea infracționalității. Așa cum am spus în această sală, încă de la începutul mandatului meu, toleranță zero față de infracționalitate. O să vă prezentăm un scurt montaj cu privire la activitățile desfășurate în luna iulie. Apoi domnul secretar de stat punctual va prezenta reușitele activității noastre din ultima lună, cât și o evaluare din primul semestru în care vă prezentăm faptul că în România am reușit împreună să avem un nivel mai scăzut de infracționalitate față de perioada similară din anul anterior. Vă rog, filmuleți. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua tuturor. Siguranța oamenilor reprezintă obiectivul nostru și de aceea vă asigur că avem toleranță zero față de cei care nu respectă legea, indiferent de calitatea acestora. Permiteți-mi, vă rog, ca înainte de a vă prezenta câteva repere ale activității desfășurate de structurile de ordine și siguranță publică ale Ministerului Afacerilor Interne în lupta împotriva criminalității, să reamintesc cetățenilor că noi, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, avem o singură misiune: siguranța comunității în care trăim. Așa cum bine știți, Ministerul Afacerilor Interne a declanșat ofensiva împotriva infractorilor, de orice fel, iar asta o să vedeți și în datele pe care le voi prezenta. Pentru a vă face o imagine clară a activității noastre, aș vrea să vă menționez principalele rezultate obținute de Ministerul Afacerilor Interne pe parcursul lunii iulie.
Luna aceasta au fost destructurate 50 de grupări infracționale, din care 34 prin trimitere în judecată a 95 de membri de către unitățile de parchet. Polițiștii de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii de cot, au derulat 97 de acțiuni operative, au efectuat 480 de percheziții domiciliare, fiind cercetate 445 de persoane, 92 sub control judiciar și 149 au fost reținute sau arestate preventiv. O atenție deosebită acordăm prevenirii și combaterii traficului de persoane. Așa cum am mai declarații sediul Ministerului Administrației și Internelor, domnul Vela, în pauză de publicitate.